Salutare, prieteni! Numele meu este Marius. În tutorialul de astăzi o să vă prezint programul Google Desktop. Cum descărcăm acest program? Intrați într-un browser. Eu o să intru cu Mozilla Firefox, dumneavoastră cu ce doriți dumneavoastră. Scrieți în căsuța de căutare Google Desktop, da? Intrăm pe primul rezultat. Apăsăm butonul Instalați Google Desktop, salvați executabilul undeva pe desktop sau în calculatorul dumneavoastră, îl instalați, că se instalează foarte ușor, deci nu e nicio problemă. În urma instalării o să insereze pe desktop o iconiță, iconiță arată ca aceasta, Google Desktop, așa se numește. Dăm dublu clic pe această iconiță și o să vă apară acest tulbur. Acest tulbur este personalizat de mine, bineînțeles că nu o să vă apară la fel, o să vă apară tulburul standard, dar eu o să vă arăt cum să-l modificați. Hai să începem cu prima căsuță, ca să zicem așa, cum setați locația, da? Apăsăm acest buton, opțiuni, selectați țara, selectați orașul, da? Aici bifați Celsius și apăsați butonul OK. Și o să vă apară locația dorită chiar aici în căsuța, în prima căsuță. Cum adăugăm știrile de pe realitatea? Acestea sunt știrile de pe realitatea, cele mai noi știri. Nu o să vă apară, v-am spus, în tulburul standard aceste știri. Trebuie adăugată această căsuță, așa că o facem de aici, apăsăm acest buton. Da? Și căutăm, ia să vedem, actualizări, știri, da? Aici. Adăugăm această căsuță, această opțiune. Apăsați butonul Adăugați și o să vă apară, nu o să vă apară așa, bineînțeles, o să vă apară cu adresele setate de ei. Odată ce v-a apărut această căsuță, apăsați pe această săgeată, opțiuni, și copiați, o să vă arăt și de unde, copiați această adresă http două puncte /rss.realitatea.net/știri.xml și îl puneți chiar aici, da? Apăsați butonul Adăugați și el o să vă apară jos aici. Aici setați cam câte știri să vă apară în acea căsuță, eu am pus 8 și apăsați butonul OK. Celelalte care sunt în căsuță, adresele, ștergeți pentru că nu sunt din România și nu o să înțelegeți nimic. Apăsați butonul OK și cam asta este și o să vă apară și știrile de pe realitatea. Aveți o căsuță de căutare Google, aveți aici o căsuță de căutare YouTube. Dacă apăsăm această opțiune și apăsăm butonul Extindeți, deja vă apar și clipurile video, da? Apăsăm aici la căutare și căutați ce doriți dumneavoastră. Cam asta a fost cu acest tulbur. Mi-a plăcut foarte tare pentru că sunt toate la un loc. Nu mai stau să caut pe YouTube, să caut YouTube-ul și așa mai departe. Îl găsesc aici, Google tot aici, am și știri, am și vreme, totul este foarte frumos. Cam asta a fost cu această prezentare despre programul nostru Google Desktop. Așadar, vă aștept la următoarele tutoriale. La revedere!